Următorul șef al Alianței Nord-Atlantice ar putea veni din Regatul Unit, susține președintele american Joe Biden. Viitorul secretar general ar putea fi actualul ministru britanic al apărării, pe care Joe Biden l-a caracterizat drept foarte calificat. Decizia va fi luată însă cu acordul tuturor membrilor Alianței. Is it time for a British NATO Secretary General? Maybe. That remains to be seen. We're going to have to get a consensus within NATO to see that happen. They have a candidate who's a very qualified individual, but we're going to have we have a lot of discussion, not between us, but in NATO, to determine what the outcome of that will be. Președintele american Joe Biden l-a indicat pe ministrul apărării britanic Ben Wallace drept un candidat foarte calificat pentru a deveni următorul secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă organizate la Washington DC, la care a fost alături de premierul britanic Rishi Sunak. Mandatul actualului secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, expiră în luna octombrie acestui an, iar zvonuri legate de posibilul său înlocuitor circulă de peste un an. Mandatul lui Jens Stoltenberg ar fi trebuit să se încheie deja, însă el a fost prelungit cu un an în urma summitului extraordinar de la Bruxelles, desfășurat în 24 martie 2022, la o lună după ce Rusia a invadat Ucraina. În situația în care Ben Wallace va fi selectat, el va fi primul secretar general britanic din ultimele decenii. Liderii celor 31 de state membre ale NATO se vor întruni în luna iulie în capitala lituaniană Vilnius, în cadrul unui summit în care se va adopta o nouă poziție de descurajare și apărare a alianței. Totodată pe agenda se va afla și oferirea de sprijin și a unor noi garanții de securitate Ucrainei și se va discuta despre viitorul secretar general al NATO.